sesiune de apeluri pentru proiecte culturale organizată de municipiul Brașov. Ce ar trebui să știți? Că noi am mers pe prioritatea numită patrimoniu cultural. Datorită acestui fapt, ne-am ocupat de o parte a patrimoniului mobil și anume de patrimoniul textil, reprezentat, pe de o parte, de portul de sărbătoare al junilor, așa numitele haine românești, și de portul național al junilor, așa numitele haine ale roșiorilor și albilor. Ale cele două tipuri de costume pe care le văd brașovenii în timpul paradei călare.